și tignarea deplină față de gravele dezordini produse la Timișoara. Muncitorii, oamenii muncii din numeroase întreprinderi și instituții din capitală au organizat meeting-uri și largi adunări în care au condamnat cu fermitate evenimentele anticonstituționale, antisociale și pe provocatorii acestora și astăzi, dintr-o largă inițiativă muncitorească, a organizat această mare adunare populară în capitală, considerând că este de datoria noastră, ca în spiritul înaltelor socialiste în patria noastră, așa cum a hotărât partidul la cel de-al 14-lea congres al său. Convinși că evenimentele grave la care... Stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, stimate tovarășe și stimați tovarăși, asemenea întregului colectiv de oameni ai muncii de la... Încrezători în forța și unitatea poporului, în marea sa înțelepciune, în clarviziunea și realismul politicii partidului nostru comunist, a României socialiste, al cărei promotor consecvent sunteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, vom acționa cu toată forța noastră tinerească, împreună cu întregul popor, pentru apărarea independenței. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalii României socialiste, doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. Asemenea, să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... Alo! Liniște! Alo!
asta. Alo! Alo! Tovarăși! Tovarăși! Așezați-vă liniștiți! Tovarăși! Tovarăși! Alo! Tovarăși! Așezați-vă liniștiți! Alo! Alo! Tovarăși, așezați-vă liniștiți! Alo! Tovarăși, stați, tovarăși! Tovarăși, stați pe loc! Adunați-vă toți, tovarăși! Ce faceți? Stați liniștiți! Liniște, vă auziți! Alo! Tovarăș, mergeți lui acolo, da! Așezați-vă liniștiți la locurile voastre! Asta e o provocare. Alo! Alo! Așezați-vă liniștiți, stați liniștiți! Cetățeni ai capitalii! Mergeți înapoi, tovarăși! Stați liniștiți! Stați liniștiți! Acolo. Liniștiți! Liniștiți! Vorbește-ne, vorbește-ne! Alo! Încă o dată doresc să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele fundamentale ale întregii noastre națiuni. Doresc să vă informez pe dumneavoastră de o importantă hotărâre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei. Această majorare importantă vor beneficia aproape 1.500.000 de oameni ai muncii. Tot de la 1 ianuarie vom majora alocațiile pentru copii între 30 și 50 de lei în raport cu
cu numărul de copii și retribuția oamenilor muncii, ceea ce constituie un ajutor puternic pentru circa 4.400.000 de copii ai patriei noastre. Se vor introduce indemnizații de naștere de 1.000 de lei pentru toate femeile cu începere de la primul copil. Iar în continuare, pentru femeile care nasc 2 sau mai mulți copii, indemnizația la naștere va fi de 2.000 de lei, ceea ce constituie de asemenea un puternic stimulant și ajutor pentru mamele, pentru femeile patriei noastre. Majorăm pensiile minime de la 800 la 900 lei. De asemenea, am hotărât ca pensia de urmaș să fie majorată cu 100 de lei. Vor crește de asemenea ajutorul social de la circa 500 la 800 de lei, ceea ce vom asigura în acest fel condiții bune, corespunzătoare de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei noastre. Aceste măsuri demonstrează cu putere că pe măsura dezvoltării economiei facem totul pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, în spiritul hotărârilor Congresului Partidului. Evenimentele de la Timișoara. Am vorbit despre ele aseară. Apare tot mai clar că este o acțiune conjugată de cercuri care vor să distrugă integritatea și suveranitatea României, să oprească construcția socialismului, să pună sub stăpânire străină din nou poporul nostru. Și de aceea trebuie să apărăm cu toate forțele integritatea și independența României. Dumneavoastră care își reamintesc
de marea manifestare din 1968 pentru apărarea independenței României. Fermitatea, unitatea poporului nostru a asigurat independența și construcția mai departe a socialismului în România. Și acum trebuie să acționăm în deplină unitate, cu fermitate, împotriva tuturor celor care încearcă să slăbească forța și unitatea națiunii noastre, care acționează în slujba diferitor servicii de spionaj și cercuri imperialiste pentru a împărți din nou România, pentru a înrobi poporul nostru. Cunoașteți ce au făcut și spuneau înaintașii noștri. Murim mai bine în luptă cu gloria de plină decât să fim sclavi iarăși pe veciune pământ. Și trebuie să luptăm să trăim liberi și independenți. Acționăm în spiritul democrației noastre muncitorești, să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele privind dezvoltarea societății noastre, având permanent în vedere că tot ceea ce realizăm în România trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor, că trebuie în orice împrejurări să asigurăm integritatea și independența României. Reintroducă șomajul, să reducă nivelul de trai al poporului și, cu scopul deschis, formulat, să dezmembreze România, să pună în pericol însăși viitorul poporului și națiunii noastre independente. Care trebuie să-l dăm este unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii națiuni, acțiunea fermă de a realiza programele de dezvoltare socială a patriei și de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. De noi depinde ca România să rămână în continuă o țară liberă, independentă, constructoare a socialismului. Și doresc să declar și aici că vom face totul pentru a apăra integritatea și suveranitatea României, libertatea
și viața poporului nostru, bunăstarea întregii națiuni. Această mare... Aceasta e obligația noastră a tuturor! Întreprinderile, peste tot grupe de ordine, grupe de apărare a socialismului, a tot ceea ce am realizat, a independenței țării. Cu toți să acționăm în slujba poporului, a independenței, a socialismului.